adevărat, ce s-a întâmplat azi cu mine? Ce mi-a făcut jandarmii? Mi-a zis că trebuie să fac hârtie, să merg și la toaletă. Deci, când mă duc să fac nevoia, să scriu acolo. Când îmi vine treaba, să cad în WC. Deci, la noi nu se face dreptate lege, protecție. Pur și simplu. Băi, dar de ce a trimis ăsta carantină, de Catrină? De ce a trimis jandarmii la noi în românești? E abuz, domnul Robert, e abuz. Este abuz. Băi, dar de ce nu l-ai trimis tu, băi, carantină ăsta, Nea Catrină? De ce l-ai trimis tu un camion, un tir cu mâncare, cu conserve, ouă, cartofi, băi? Că ai ieșit în centru să iei niște lapte ce? Și ouă la copiii tăi, Dani? Da, nu se poți să spui de ce? Ce ai luat amendă pe ziua de azi? Băi, frate, băiatul ăsta are trei fete, n-are băieți. Băiețașul ăsta la altul are trei fete și un băiat. Dar băiatul e ultima... Și stă numai izolat în clasă. E penultimul. Da, e penultimul. E facilit că stai numai izolat. Tu ești numai pentru sticlă, nu ci sau... Bă, nu, eu stau în casă. Că mă știe lumea că stau în casă. Aici și vreau să respect legislații care în ziua de astăzi, vreau să o respect. Față de domn Catrina, de toată lumea. Vreau să respect. De-aia suntem revoltați. Pentru ce suntem revoltați? Pentru că eu... Băi, de unde ia băiețașii ăștia? De unde ia bani să plătească acum amenda? Da. Hai! Uitați-o pe mine, Ceamără, să ieșim în stradă. Păi nu așa, mă, nu trebuie să ieșim în stradă. Băi, nene, eu vă asigur, în clipa de față, eu vă asigur că o să ieșim toată lumea în stradă. De ce ieșim toată lumea în stradă? Mergem la primărie și dăm foc. Că primarul, dacă iese în clipa de față, iese în centru, o să vadă câtă populație a strâns el în centru. Și noi o să strâng de 10 ori mai mult decât el. Pentru ce? Că a strâns poliție... A strâns jandarmi? A chemat tot. Da? Pentru ce a strâns jandarmi și poliția în centru? Ca să ne înțelegem. De oameni care nu știu să scrie și vor să ajungă în centru. Ce pot să facă, da? Normal ar trebui să ajungă și în centru să-și ia la copilor pâine. Băi, dar de ce a trebuit da? Jandarmii să dea amenzi în românești? Băi, Robert, nu se acceptă așa ceva. Băi, de ce a trebuit să iei să dea amenzi? Băi, eu nu știu carte. Eu nu știu carte, Robert, ca să ne înțelegem. Domn primar, eu nu știu carte. Și vreau să înțelegeți dumneavoastră. Eu vreau să ajung să iau la copiii mei 3 pâini, da? 4 pâini pe ziua de astăzi. Da? Nu mai bei. Vreau să iau niște pâini la copiii mei ca să trăiesc pentru astăzi și poate și pentru mâine. Mâine vreau să ajung în centru, da? Iarăși. Câte reclamații pot să fac eu pe o singură zi, da? Câte reclamații pot să fac eu pe o singură zi? Dimineața la ora 7, toată lumea prezentă la domnul primar carantină. Ia numai lui Adrian să primar. Să vină toată lumea. Mâine dimineață, domnul Robert. Până acolo la Badera. Bă, bere, dați-mă să ne... Să-l prinde pe Nea Carantină ăsta pe Catrină. Păi ai trimis jandarmii peste noi, mă? Băi, nebunule, ai văzut că în Dâmbovița nu e niciun coronavirus, da? Ai văzut că nu e niciun coronavirus în Dâmbovița. Pune aici. Ai trimis jandarmii să amendeze coronavirus.